Zi cu emoții pentru elevi, dar și pentru părinți. A început evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Elevii care au terminat clasa 8-a au avut două texte suport, primul din Constantin Chiriță, Cireșari, și al doilea din cela de la Vrancea, Portret. Pe baza acestor texte au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, elevii au avut o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să-l caracterizeze pe Tic, personajul din textul lui Constantin Chiriță. Peste 160.400 de absolvenți ai clasei a 8-a au fost înscriși la sesiunea actuală a evaluării naționale.